Șoferul povestește că în viraj a agățat stâlpul de curent cu remorca, acesta prăbușindu-se efectiv la pământ. Bărbatul nu-și explică cum s-a putut întâmpla asta pentru că nu avea viteză și nici nu era încărcat. Am vrut să iau viraj la stânga, ieșeam, am descărcat niște bolțari și ca să nu ia roata pe șanțul ăla, m-am dat mai pe dreapta un pic și a agățat. Cred că a dat roata în vreun denivelare și a atins un centimetru, uitați dumneavoastră. Să vede acolo. De la un centimetru a coborât stâlpul. A picat, pentru că nu vede nici stâlpul, e bătrân, știu ce-o fi. Supărarea mare a fost însă a localnicilor, care au rămas fără curent, implicit și fără apă. Aceștia nu s-au plâns de lipsa televizorului sau a internetului, dar mulți dintre ei, trecuți de o vârstă, care se deplasează mai greu, au spus că le este foarte greu fără lumină. Partea și mai proastă, pe o asemenea căldură, este că mâncarea din frigider nu poate aștepta, fără să se altereze, să vină curentul. Merg cu lumânarea. Mă prinde, iau foc în cazul cu lumânarea. Nici apă nu vorba la, că e cu curent toate puturile. Și fără curent nu se face nimic. Da? Frigiderul, că aveți mâncare. Frigiderul, păi sigur că avem mâncare acolo. Nu mai e nimic, nu mai merge. Acum... Să strică și mâncarea în frigider. Să strică, dar stricat acum. Păi nu merge de vreo 2 săptămâni, l-au făcut de-abia ieri și acum nu mai merge iar. Ați rămas fără internet din nou? Da. Nici curent? Nici curent. O macara de mare tonaj a venit la fața locului pentru a ridica și deplasa stâlpul, cei de la Electrica promițând rezolvarea rapidă a problemei.